de 37 de ani pentru el acasă înseamnă la închisoare. A intrat pentru prima dată pe poarta pușcăriei când avea 16 ani. Bine v-am regăsit, sunt Adriana Stoicescu și vă invit să urmăriți Condamnații, emisiunea poveștilor de după gratii. În România a fost închis de 11 ori, în străinătate cam tot de atâtea ori. Nu mai știe cu exactitate să spună cum arată cazierul lui. Spune cu un umor amar că este însurat cu dracu gol la 53 de ani. A fost închis în Europa în cele mai de temut temnițe. Unul dintre aceia care și-au petrecut toată viața aici. Am 53, merg pe 54. Și am făcut atâta pușcărie de mă doare capul și de mine. Eu nici nu mă uit în oglindă, nu vreau să mă uit, să mă văd. Nici cum arăt, nici cum pentru... Nu pentru că mi-e rușine de mine. Mi-o amură pe mine. Bărbatul din aceste imagini se identifică cu pușcăria de-o viață. Are 53 de ani și nici nu mai știe cu exactitate câte condamnări a strâns în viața asta. Ca să spună, ar trebui să se uite în cazier, o hârtie pe care o poartă peste tot cu el, ca și pe un buletin. Este de fel din Tulcea. Viața acestui român este o carte de aventuri, o lectură cutremurătoare, dar incitantă. Carte pe care, de altfel, a și scris-o. Eu am scris această carte, este toată viața mea și aici în carte sunt, știți, sunt oameni mulți care nu chiar pot să vorbească așa cum scriu. Și eu cred că sunt unul dintre aceia. Problema acestei cărți este că este o poveste foarte puternică, cu impact bun la persoană. Nu e o carte rea. Eu aș zice, aș scrie-o, aici s-ar putea să fie răspunsul la ce m-ați întrebat dumneavoastră. Dar dacă nu pot să-l spun așa din gură, e scris aici 100%. Problema e în felul următor. Am o perioadă din viață, v-am spus că eu sunt înfiat și eu am trăit foarte greu perioada aceea. Și deja am cole albe să mă pun să o transcriu eu în românește. Îmi este foarte greu să repornesc din nou pasajele prin care eu am trecut la timpul respectiv. Avea 16 ani când a venit pentru prima dată la închisoare. Povestește cu un umor amar că foamea l-a învățat să fure. Erau furtișaguri simple ca să poată trăi. Sunt promoția lui Nuțu Cămătaru, faimosul. Deci am ajuns la Tichilești, după aia cu Gemini, cu Cămătaru. Eu sunt prieten cu Sandu, cu Marin, cu Petre, cu... mă cunoaște tot Bucureștiul. Sunt promoția mea, sunt din timpul ăla. Și după ce ați fost condamnat 2 ani, la 15 ani, după aia ce s-a întâmplat? M-am eliberat. A venit tata după mine și m-a adus până într-un sat aici, cata lui. Când am venit, rudele de-abia mă așteptau. Ce faci, băi, golanule, băi, nu știu cum, băi, nu știu cum, vezi, ai grijă, ce mai furi pe aici și așa. Din astea, tatonări, șicane, continuu, că n-a mai durat mult și am făcut alta. Cât timp a stat liber? Cred că 10 luni. Da. Și v-ați întors iară? Da. Și de data aceea cât a stat? Tot 2 ani. Dar nu am stat 2 ani. Că stați un pic, eu am beneficiat din... am stat 10 luni, am beneficiat de un decret din 85. O decretul din 85 din iunie, parcă a fost în 85 decretul. După care a doua tură am beneficiat de amnistia generală aia din 88 și de-abia după aia am ajuns la faimosul penitenciar Tulcea. Cât timp a stat cel mai mult în libertate între două condamnări? Cel mai mult am stat 2 ani. Cel mai mult. Și ați fost închis, mi-ați spus că aveți în România 11 condamnări. Ați fost pentru furt? Pentru ce? Furt, tentativă de viol, tălhării... Pe cine ați încercat să violați? Aveam o vecină.
Și normal, vecina mea asta avea o soră mai mare cu un an ca mine. Și mie mi-era dragă de mititei, așa, noi am crescut împreună și eu am vrut să mă căsătoresc cu ea. Dar familiile nu vroiau. Nici mama nu-i vrea pe-a lor, nici ai lor nu mă vrea din cauza la ai mei. Deci era un fel de contradicție între familii. Dar n-a vrut, ea s-a măritat fata cu altcineva și mai avea o soră mai mică. Și sora sa mai mică începuse să fumeze, eu nu sunt fumător, dar pe timpul ăla era greu cu țigările străine și mai făceam rost câte un pachet de Kent, mai veneau fetele, după la țară le păcăleai ușor. Și hai cu un Kent, hai cu două, hai cu trei, pe colo, pe colo. Și ușor, ușor am ajuns într-o situație în care nu mai putut să punem frâna. Și s-a întâmplat iubire, nu viol. Numele acestui de viață condamnat este Mihai Gavrilă. Crede că în România a fost condamnat de 11 ori. În străinătate mai are vreo alte 11. Se descrie ca un om pe care cazierul îl urmărește peste tot. Orice ar face, este doar pușcăriașul. Mihai Gavrilă a crescut practic în pușcărie. Spune că are o memorie fantastică, știe fiecare zi a sa, începând de la 3 ani. A fost un copil abandonat de părinți și adoptat când avea vreo 2 ani. Fusese lăsat de tată la poarta unei mănăstiri. O măicuță de acolo i-a găsit o familie care să-l adopte. După un an și două luni a venit revoluția, m-am liberat, dar mi-a rămas coadă 4 ani și un pic și am ținut coada asta de la viol. Am avut o grămadă de infracțiuni, de furt, de prostii din astea la alte, dar în permanență aveam coada din spate. De la viol. Și nu mai apărea furtul, că furtul era mai mic decât violul. Ci pentru ce a fost condamnat? Viol. Viol, viol. Ca în sfârșit, pedeapsa trecută, mandatul trecut anterior, m-am eliberat condiționat de aici, tot conducere fără permis aveam. Și doamna judecătoare actuală, când am intrat la comisie, când m-a văzut, ia să văd ce fapt ai făcut tu. Hei, viol! Doamnă! Aveam 18 ani, eu am 50 de ani azi. Domnule, am luat un an de zile de amânare pentru că am făcut viol la 18 ani. Deci vă dați seama ce fel am explodat. Cum, viol? În afară de viol, ce ați mai avut ca infracțiune comisă de-a lungul timpului? Omor. Omor? Da. Atunci ce s-a întâmplat? Eram în Italia. Deci fapta e comisă la Roma. Eram șase băieți la Roma. Și aduceam mașini din Franța și le vindeam în Italia. Aici și în Italia unde stăteam, aveam un prieten Constanțean care stătea pe un camp din ăsta, camp cu romi, cu țigani. Și ajungând acolo, cineva dintre ei care erau mai răsăriți vroiau șpagă. Eu în viața mea am cunoscut de-a rândul vieții toată crema asta a României, de la, v-am spus, zona Bucureștiului, de la Gemeni, din Cămătari, Cip în țară, în Clămparu, toți aia, toți sunt promoția mea. Și în viața mea n-am dat o babă de sămânță șpagă. Eu pot să-ți dau și pantalonii după mine, dar din bunătatea mea. Nu așa cu șpagă și cu... Și le-am zis odată de două ori, băi, terminați-o, lăsați-mă în pace, vedeți-vă treaba voastră. N-au înțeles, au venit peste noi, au vrut să... Aveau cuțite în mână, aveau alea. Am pus și eu mâna pe un fier. O țeavă era, nu era un fier, tot aia. Și am dat și eu la unul din ei până s-a dus. Câți ani ați primit atunci? Am primit inițial 32 de ani. Una de 23 de ani, nu, mint, 28 de ani. Una de
Nu, doamnă, 31 de ani. Una de 23 și una de 8 ani am primit. Mihai știe că a fost abandonat de părinți după ce mama sa l-a scăpat într-o oală fierbinte de ciorbă. A fost internat și plimbat dintr-un spital în altul. Avea în jur de un an. S-a ales și cu un semn urât pe cap. Multă vreme i s-a spus omul cu cicatrice. După multe judecăți, când am scris această carte, deci disperarea m-a făcut să o scriu, am învățat limba italiană la disperare, într-un foc automat. Eram atât de nepăsător că nu vroiam să aud nici de limba italiană, nici de nimic. Și am muncit, cum să vă spun, cu ajutorul unei femei, doamna Valeria Viganu, o prietenă, făcea în acest penitenciar la Piacenza, făcea niște cursuri incontri în limba franceză. Iar eu vorbesc bineșor limba franceză și dânsei îi plăcea foarte mult să stea de vorbă cu mine. Eu eram unicul din toți ăia de acolo, că toți știau câteva cuvinte, câte alea. Eu eram unicul cu care ea putea să vorbească, fostă și ea profesoară universitară. Și soțul ei are o firmă mare de ochelari, Parietti și Vigano, cunoscuți producători de ochelari. Și doamna asta îmi dă ideea, scrie carte, scrie carte, scrie carte, scrie carte. Și am început să scriu. Dânsa, eu o scriam de mână, dânsa o aducea la standardele italiene și o scria așa. Iar prin dânsa am cunoscut nepot al lui Alexandru Benigni, al lui Roberto Benigni, comicul italian. Pe el îl cheamă Alexandru Benigni, pe cine m-a ajutat, că chiar am prefața scrisă de el, își poartă numele aici, Alexandru Benigni. El a mai scris și el o carte, bine atunci, acum o mai avea și alta. E profesor de limba italiană la Universitatea în Parma. Și el m-a ajutat să scriu această carte. Cartea e scrisă de firma Bowpen, undeva la Napoli, Puzzoli din Napoli, așa se cheamă orașul Puzzoli. E orașul lui Sofia Loren acolo, așa. Și a mers, s-a vândut o perioadă bunicică, dar pentru teste incomode la justiția italiană, știți de ce? Pentru că la început n-au ținut cont de nimic, nu vreau să audă, ei nu vroiau să audă. Eu dacă vedeam că dădeam să explic și să făceau că nu înțeleg, eu la rândul meu la fel mă încăpățânam și m-am trezit cu o pedeapsă de 31 de ani. Cât ați făcut din cei 31 de ani? Am ajuns, într-un final, am rămas la 12 ani. Deci, după ce am scris cartea, m-a ajutat, cartea m-a ajutat mult. Am găsit un avocat bun, avocatul Signoretti din Roma, și cam așa era numele, dar restul nu mai știu. Și m-a ajutat, deci am ajuns în casație de 3 ori, la Curtea de Casație și Justiție am ajuns de 3 ori. La un moment dat am rămas la 12 ani și nu a durat mult după ce am rămas la 12 ani, că în 2006 a fost un decret și mi-a luat 3 ani, din aia 12. Și am rămas la 9 ani. Și dacă eu aș fi anunțat scandalul că în realitate nu era un omor, era... Am mandatele, le am și acum, n-am aruncat o foaie din ele, le tot țiu mereu după mine. Era un fel de scandal în care a ieșit, nu se știa exact care și cu care și cum au murit. Când noi eram 6, ei erau 2, 3 au fost, dar unul a fugit. A fost condamnat de-a lungul timpului pentru furt, viol, omor, conducere fără permis și multe alte ilegalități, despre care a scris în cartea sa. Volumul este scris într-o închisoare din Italia. Ar dori tare mult ca cineva să-i o traducă în română. Spune că lui este foarte greu, deoarece anii copilăriei l-au marcat profund,
nu își poate aminti de acea vreme și ca atare nu mai poate scrie încă o dată. Spune doar că familia care l-a adoptat s-a purtat foarte urât cu el, lua bătaie și de 10 ori pe zi. Și ați făcut 9 ani zi la zi? Nu, am făcut 7 ani și 2 luni. Și după ce v-ați eliberat? M-am eliberat, m-am dus acasă. Acasă în România? Da. Am găsit o fată tânără, avea 2 copii, dar era o distanță de vârstă între mine și ea, 25 de ani. Și am făcut și eu o fetiță cu ea. Fiind distanța așa de mare între noi, nu ne potriveam sub niciun fel. Ea vrea la discotecă, eu vreau să în altă parte, ea vrea la club, eu vroiam în altă parte. Și tot timpul, ea era tânără și frumoasă, eu deveneam gelos. Nu mergea. Și am făcut o fetiță. Am recunoscut-o, e fata mea, e cap tăiat cu mine, deci e a mea, e incontestabil. Și ne-am despărțit, după care, la puțin timp, m-am recăsătorit cu o altă. Cu asta care am făcut fetița, nu eram legitim. M-am recăsătorit legitim cu o altă fată. La un moment dat a fugit în Grecia, doamna mea. Și s-a dus în Grecia și a găsit ea pe acolo un grec, un albanez, nu știu cu ce trăiește pe acolo. Am dat divorț, am divorțat. Și ați ajuns iar la închisoare? Și am ajuns iar la închisoare. Am ajuns iar la închisoare cu conducere fără permis. Și m-am eliberat din conducere fără permis după 5 ani și o lună. Și n-am stat 5 luni afară și iar am condus fără permis. M-am recăsătorit cu o doamnă frumoasă, m-am îndrăgostit de o doamnă frumoasă, frumoasă, da, și m-am dus acasă, deci în timpul pedepsii celelalte m-am căsătorit cu ea legitim aici, în penitenciar. M-am dus acasă și când am ajuns acasă mi-am dat seama că m-am căsătorit cu dracu în persoană. Deci femeia asta era mult, dar mult. Eu sunt când joc la pitici pe lângă dânsa. Deci tot ce este în timpul vieții mele de penitenciar, nu am putut să acumulez atâta mizerii, nu știu cum să o chem, mizerii feminină, există așa ceva, dar cred că există, că... Deci, să vă explic cum, ce fel de capacități poate să aibă asemenea femei. Despre cea care este soție, are numai cuvinte contradictorii. Este o femeie foarte frumoasă, i-a furat inima cât ai clipi. Vraja iubirii avea însă să se destrame repede, deși frumoasă o descrie ca fiind dracul gol. Sub paravanul muncii, deci muncește, zi de zi la muncă. Nu pierde o zi de muncă, dar sub paravanul muncii, are 2 copii, 2 băieți. Amândoi au fost și ei pe la pușcărie, pe aici. Ea este mama prostituției, să o chem, cred că. Că așa o numeau unii clienți a nurorilor ei, matroana. Matroana mea, deci știți cum... avea rolul de mediator între fiii ei și nurorile ei. Deci această femeie era proxenetă la propriu și la figurat, dar în felul următor. Mânca oar mama pe ea, te-a bătut bău ăsta, lasă că eu am grijă să nu te mai bată. Da, să fii cu minte, să vezi că vă trebuie bani să cumpărați treaba aia acolo. Deci nu se ducă la muncă să facă bani să cumpere treaba aia, să se ducă la servici, să facă ea prostituția ei. Știți cum? Deci fete dintr-un mediu social foarte, foarte amărât, ea prin toate, fostă și ea prostituată la început, dar cred că a fost pe mâna la vreun pește iscusit al naibii
că ea a copiat perfect. Da, doamnă, eu... Cum ați cunoscut-o? Ia, uleu, prin copiii aici la pușcărie. M-am îndrăgostit ca un nebun, era frumoasă, foc, și acum sufăr. Că sunt în divorț cu ea. Da, sufăr, sunt bolnav din cauza ei, dar am tărie să trec și peste asta, nu mai contează. La urmă v-am zis, m-am decis să mă duc în pădure. Mă duc să stau în pădure de unul singur, că nu se mai poate. Cum e să îți petreci toată viața la închisoare? Greu, doamnă. Greu, 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 greu. Eu sunt unul dintre aceia care și-au petrecut toată viața aici. Am 53, merg pe 54 și am făcut atâta pușcărie de mă doare capul și de mine. Eu nici nu mă uit în oglindă, nu vreau să mă uit, să mă văd. Nici cum arăt, nici cum pentru... Nu pentru că mi-e rușine de mine. Am ură pe mine. Sunt unul dintre aceia care și-au petrecut toată viața aici. Am 53, merg pe 54... Și am făcut atâta pușcărie de mă doare capul și de mine. Eu nici nu mă uit în oglindă, nu vreau să mă uit, să mă văd. Nici cum arăt, nici cum pentru... Nu pentru că mi-e rușine de mine. Am ură pe mine. Mihai Gavrilă este cel mai vechi și cunoscut condamnat din închisoarea de la Tulcea. A intrat pentru prima dată pe poarta acestei închisori în urmă cu 37 de ani. Știe fiecare colțișor din această pușcărie. Temnița de altă dată face parte din el. La definit. Vreau să vă povestesc un pic așa din traiectoria asta greșită pe care am mers o viață întreagă. Am fost împins cu sau fără voia mea sau de mediul social în care eu am trăit atunci în copilărie pe drumul acesta. Eu nefiind în măsură să gestionez partea socială ce mi-a făcut societatea mie atunci, de exemplu, eram un bun elev și eram mult mai bun decât elevii ceilalți. Dreptul meu, știți cum era înainte să punea comandant de grupă, comandant de detașament, comandant de nu știu ce și cum... Eu eram unul din ăia. Eu luam, cum să zic, în afară de comandant, deci ăla de grupă imediat să dea mențiunea numărul 1, 2, 3, nu știu cum, erau niște cadouri. Și eu veneam acasă și plin cu brațul de flori lui mama și când veneam acasă, iar nu ești, nu te-a, din cauza că nu eram comandant de nicio grupă, atâtea flori de alea îmi luam în cap și mă bătea că tot sunt prost. Și eu eram cel mai... Deci, știți cum? Erau... instructori de partid după la Consilii Populare care mă lua dintr-o clasă și mă plimba în alte clase mai mari ca mine și eu eram un fel de copilul minune, cel mai deștept copil din școală la timpul respectiv. Deci mă ducea și le făceam, le rezolvam probleme de matematică, am ajuns în clasa întâia să scriu, să citesc înainte să ajung în clasa întâia. Aveam o profesoară în gazdă, Mușat Elena o chema, profesoară de fizică, istorie, geografie și ea mă învăța, deci eu când am ajuns la școală, eu scriam și citeam. Deja citeam ziarul în clasa întâi. Când a fost cu tremurul mare din 77, eram cu cartea în mână, scriam. Și vă spun... Când dintr-o așa elev, odată trebuia că tasul una era, nu știu ce, mare comunist. Și premiul meu trebuia să le ia aia. Și erau niște... Nu cunoșteau nimic. Deci în final mi-i dădea profesorii să fac eu ori cu ei și învățam eu școală pe ei. Deci noi, care elevii mai slabi din clase... Ne-i dădea nouă la ăștia care eram mai deștepți. De te duci și faci lecțiile cu cutare. Și eu făceam lecțiile cu cutare și învățam și premiul lua ei în loc să le iau eu. Pentru că erau copilul marele comunist. Deținuții tineri se strâng ciorchine în jurul lui. Îi ascultă poveștile din închisorile de altă dată. Îi place să-și descrie viața și locurile prin care a umblat. Câte limbi străine știți? Vorbesc bine tare italiană, scriu și citesc, vorbesc bine franceză, scriu și citesc, vorbesc sârbește, rusă, binișor
știu albaneză binișor și engleză, mă descurc și cu engleza. V-ați gândit ce veți face când vă veți elibera? Acum? Păi să vă explic. După ce m-am căsătorit și am făcut nuntă, am cumpărat o casă cu banii de la nuntă în 1988. Și ca să nu cumva să fac o greșeală de-a lungul vieții și să-mi ia statul sau cum să practica, ai făcut o asemenea pagubă, îți confisc așa. Eu am trecut casa pe numele părinților. Eu fiind singur, nu mai aveam frate, nu mai aveam soră, nu. Toată viața am fost în gazdă la părinții mei. Am fost în gazdă la părinții mei. Nu am avut curaj să bat un cui într-un perete din cauza că nu era a meu. Mă certau, mă făceau în tot felul. Deci a fost așa un fel de... Da, eram în gazdă. Acum, în 2015, a murit tatăl meu, mama mea, și anul trecut, în decembrie, deci acum câteva luni, a murit tata. Și acum nu mai sunt în gazdă. Sunt eu proprietarul. Și când ies afară, încerc să, fiind eu, cred că o să încerc să administrez diferit situația. Pentru că până acum nu puneam mâna, nu aveam voie să pun mâna pe nimic, cum se supăra, ia, dă-i drumul de aici, vezi treaba ta. Acum nu mai îmi zice nimeni așa și diferită situație. Când v-ați cunoscut adevărații părinți? Aveam 25 de ani. Pe tata l-am cunoscut primul, aveam 18 ani, după nuntă imediat. După ce s-a făcut nuntă, am cumpărat o casă cu banii de la nuntă, casa în care am locuit eu în ea, și am sfințit-o, am chemat preotul și să sfințească casa. Și stând la masă cu toții, a plecat lumea care a fost invitată, a rămas socrii mei, nevasta, mama și tata. La un moment dat a intrat un om pe poartă. Când a intrat acest om pe poartă, eu am știut că l-am cunoscut de când sunt eu. Deci omul ăla, nu știam numele. Dar așa, uitându-mă la el, m-a trecut fior din cap până în picioare, așa, era tata. Și tata care m-a crescut mi-a zis, uite, e tactul. El îl cunoștea. Era tata. Nu era ceea ce eu așteptam să fie. La un moment dat, el venea, pleca, nu comunicam mult, nu socializam mult cu el, că era un tip din ăsta, cred că seama lui, eu. Și n-am avut mare prietenie cu el, el e mort deja. Și mama adevărată e moartă. În schimb, când aveam 25 de ani, pe aici, prin penitenciare, veneau tot felul de preoți din ăștia, adventiști, evangheliști și un pastor din ăsta de la baptiști, cred că era, m-a ajutat să o găsesc pe mama. Eu știam numele și știam și comuna și am găsit-o în comuna Tudora, județul Botoșani. Și am găsit-o pe mama, m-am dus, mi-am făcut transfer de aici la penitenciarul Botoșani, după puțin timp m-am eliberat, m-am dus la Botoșani, am găsit-o foarte săracă. Aveau două linguri, două farfurii, două furculițe, atât era în casă, cât mâncau două persoane. Dacă venea a treia, trebuia să vină cu farfuria de acasă, la ei. Deci i-am găsit săraci. Și era și bolnavă, eu seamăn foarte bine că ea era obeză ca și mine. Până acum n-am fost așa, dar din ce îmbătrânesc încep să mă îngraș. Și doamnă, ce să vă spun, i-am găsit foarte săraci și am fost în relații bune cu ei până cu ea. A murit. Mihai Gavril a stat în libertate cel mai mult între două condamnări, cam 2 ani. Uneori se întorcea în temniță după 7-8 luni de libertate. Este convins că ar fi avut altă viață dacă societatea i-ar fi dat vreo șansă. El a fost întotdeauna pușcăriașul cu cicatrice.
Ce lume ați cunoscut de-a lungul timpului în închisoare? Aproape pe toți fanii spăitorul, Nuțu Cămătaru, deci toată lumea, lumea interlopă a Bucureștiului o cunosc pe toată absolut și cei din țară. Care vi s-a părut cel mai... Fiecare județ în parte. Și care a fost cel mai rău dintre ei? Rău? Cel mai rău? Rău. Nu cred că erau chiar așa de răi, doamnă. Nu cred că erau răi. Din punctul meu de vedere, nu erau răi. Am fost impresionat de-a lungul vieții mele de un personaj de undeva de la Botoșani, Fuior, Gică Fuior îl chema. Am rămas așa, eram și eu tânăr la timpul ăla, aveam 18 ani. Dintr-o prostie am ajuns la izolare cu ei. La izolare, la spitalul Jilava, era un belciug în mijlocul camerei așa, cu un inel, și ne lega pe toți în lanțuri, cu lanțul trecut prin inelul ăla. Doamne, am luat 10 zile bătaie din cauza la omul ăsta, zi de zi. Deci omușorul ăsta, atât bătaie îl bătea și el înjura continuu, nu se oprea din înjurat. Deci bătaie și din cauza lui o luam și noi, la fel ca el, că eram toți acolo așa. Deci am luat 10 zile de bătaie, de-am zis, doamne, dacă scap cu viață, am scăpat până la urmă cu viață, dar nu mi-a mai trebuit, doamne, leu. Era, deci, ca răutate, ca persecutor, dacă vreți să mă întrebați așa, și ca om puternic așa al societății, așa l-am cunoscut pe un anume, un bandit de aici de la noi, de la Tulcea, unul Sterpu Vasile, din Niculițel, era din comuna Niculițel, un om mare, cred că nu mai există în țară așa ceva, foarte mare, un om înalt, trebuia să lase capul jos aici, la mare, imens, așa. Când ne-am liberat în 1988, Gara de Nord era plină, când după amnistia mare, când s-a dat, era plină de lume, veneau deținuți din toată țara și peroanele erau full de oameni așa. Și el venea de undeva, de la vagonul, din primul de lângă locomotivă, și se vedea un om cu un metru așa mai deasupra la toți, cu niște gențoaie, venea, îl vedeam tocmai din capul peronului, din partea asta de jos, de lângă gară, nu după peron. Deci era un om imens. Acest om, datorită mărimii lui, a murit acum. Datorită mărimii lui, era folosit ca călău pe aici, în penitenciarie. Bătea, chinuia, făcea rele, mână în mână cu comandanții de la timpul ăla. Deci făceau foarte... Am scris în cartea mea tot. Niciodată nu și-a făcut planuri de viitor. Știa că mai devreme sau mai târziu se va întoarce din nou în închisoare, casa lui în care a fost primit de fiecare dată cu uimire. Și aici, ca și în casa părinților adoptivi, a fost mereu în gazdă. Aici însă nu a plătit niciodată cazarea. Dar dintre gardieni, care a fost cel mai rău? Sau comandant de penitenciar? Aici, la Tulcea, pe mine cel mai rău m-a chinuit domnul Chiriac, comandantul penitenciarului Tulcea. Era locotenent major când eu am venit aici. Eram minor. M-a pus în lanțuri. Aveam 17 ani și aveam o pereche de lanțuri la picioare mai grele decât mine. Deci la dânsul ăsta, dar să vă povestesc, deci am stat în lanțuri și în cătuși 7 luni de zile. M-a chinuit ca pe hoții de cai. Eram copii. Și ne mai băteam, între noi, că eram copii, ăla era așa. Și exista un fel de supremație, așa, eu să fiu mai șmecher, ăla să fie mai așa, ăla să fie mai așa. Și mai scotea dintre noi, unii mai slăbuți, mai spunea, ăla e mai al dracu, ăla e mai rău, ăla e mai nu știu cum, ăla e mai nu știu cum. Hai de mine. Pe mine și pe un băiat, unul, Gigi Lupeu, de aici din Tulcea, doamne, atât ne-a chinuit și atât am stat în lanțuri, chiar și la Revoluție,
eram unicul deținut din penitenciarul ăsta, legat în lanțuri, aveam un lanț, să vă dați seama de ce fel de lanț. Deci, distanța de la un picior la altul era atât de mare, cât vedeți. Și în toată distanța asta erau doar 3 zale. Vă puteți imagina cât era de mare lanțul? Deci 3 zale așa de mari, groase așa, de la vapoare. Deci uitați-vă cât e de lung, format doar din 3 zale. Nu știu dacă nu lor mai avea pe aici și așa. Deci erau 4 feluri de lanțuri. Trei erau cu 4 zale și unul cu 3 zale, care l-aveam eu. La Revoluție, când a venit armata aici, m-a găsit pe mine legat la pat, în două cătușe așa, cu lanțul la picior și cu altă cătușă de lanț de capul patului. Eram copil, doamne, aveam 18 ani. Dar nu v-ați speriat nimic în toată această perioadă să nu mai comiteți nicio infracțiune să veniți aici? V-a plăcut așa mult la pușcărie? Da, doamne, uitați, dumneavoastră a spus o problemă foarte frumoasă. Doamna Cernat, doamna directoare de aici, într-o zi mi-a zis, domnule, dumneata, ești un golan. Și eu nu am putut să-i zic nici măcar un cuvânt. Că doamna are dreptate. Deci eu am o situație, aș avea cum să trăiesc liniștit afară, fără să fac niciun fel de probleme. Numai că în momentul de față mă confrunt cu o foarte mare problemă. Am îmbătrânit. Dar în hârtiile n-au îmbătrânit. Deci hârtiile sunt aceleași. Oamenii se schimbă, dar caracterul nostru uman este la fel. Se uită în hârtie și vede ce am făcut eu la 18 ani. Cum v-am dat un exemplu că am făcut viol la 18 ani și judecătoarea m-a judecat acum 2 ani. Actuala judecătoare, acum care e acum în penitenciar, când am intrat pe ușă și când a țipat la mine, ha, viol, m-am speriat să o iau înapoi, să ies înapoi pe ușă, așa s-a pronunțat. Doamnă, stați, doamnă, un pic, eram copil, doamnă, aveam 18 ani, eu n-am mai făcut de atunci prostii din astea. A, da, ai făcut. Am primit un an, nici nu am discutat, afară și un an. Bun, ce vroiam să vă zic cu societatea? Asta este o chestie foarte, foarte, foarte mare problemă în societatea noastră. Deci eu cred că nu sunt singurul care pățește acest lucru. Doamnă, ieșim afară de aici. Nimeni nu se uită la tine ca persoană. Nimeni nu vrea să te înțeleagă. Nimeni nu are răbdare să-i explici că tu în realitate nu ești Cutărescu. El doar îi ajunge cât a citit 5 rânduri despre tine, un pericol social absolut. E că atunci când se va elibera, se va retrage undeva departe de lume. Va fi un haiduc modern, nu va tâlhări, va asculta doar tăcerea. M-am eliberat acum din penitenciar, deci ultima dată. Și am făcut un curs de calificare tâmplar, aici în penitenciar. M-am calificat ca tâmplar. M-am dus la tâmplăria acelui om care m-a calificat. Eu l-am întrebat aici, dacă mă eliberez și vin la dumneata, mă angajez, da? M-am dus la dânsul. M-a ajutat de mi-am făcut aia de la doctor, cum o cheamă, fișa medicală. Și când să mă angajez, nu m-a mai angajat, doamne. De ce? Ce păi la ce mai învățam, omule? Nu mi-a zis, fără explicații. Cum v-ați caracteriza ca om? Eu? Da. Bă, eu n-am cum să am o părere rea despre mine. Vă dați seama, trebuie să mă caracterizez. Eu despre mine am o părere bună. Da, doamnă, da. Eu știți de ce? Pentru că eu mă înțeleg. Dar eu știu că nu sunt bun. Dacă dumneata mi-arăți spatele, eu n-am nicio răbdare ca să treacă odată cu vederea și după aia, zic, în mintea mea, eu sunt conștient de chestiile astea. Băi, las că poate nu mă cunoaște, hai să mai încerc odată. Băi, hai încă odată. Nu mai am nicio timp răbdarea asta. De unde sunt în vârstă și dacă primesc, sunt respins din prima așa, și eu devin și eu acru și imediat se instaurează antipatie și apărem, nu sunt bun. Da, zici că nu sunt bun. Nu sunt bun, nu știu ce să facem. Stau în pădure. Mă duc să stau într-o pădure? Păi da, altfel nu am. Cum să facem? Spuneți dumneavoastră, dacă societatea așa
Nu vor deloc, deci nu... Băi, stai un pic, o fi și de unde a ieșit, hai să am un pic de răbdare cu el, poate... Și să vă spun și un lucru, ieșim din mediul ăsta de aici și acum lucrurile s-au schimbat mult în penitenciarii. V-am explicat, în penitenciar sistemul e tânăr și tineretul sunt diferiți. Dar eu am prins toată tinerețea mea vechiul sistem. Și exact ce nu trebuia să asimil, aia am asimilat. Modul vechilor. Și atunci, știți cum e? Cei vechi nu interesa să-și câștige respect el față de mine. El vroia un lucru. Să-mi fie frică de el. Și dacă el vrea lucrul ăsta, la rândul meu, eu la fel căutam o modalitate în care să-l sperii și eu pe el. Și chiar dacă nu pe linie de frica bătăii să-l sperii pe el, dar aveam alte dedesubturi. Adică, știți, pe timpuri era, te tăiai, dacă vă uitați pe mine, eu sunt varză, sunt atâtea tăieturi și n-am nicio treabă cu psihopatia. Da, n-am nicio treabă cu ea, absolut. Dar să știți că am fost trimis pe la psihiatrie și pe la... de multe ori. Astea erau niște din astea care, într-un fel, nu că îl speream pe el ca persoană, dar era eveniment pătura lui. Păi, s-a tăiat cu tare. Aoleu, trebuia făcute hârtii, trebuia făcut loc să plece acasă, el trebuia să scrie procese era verbale. Era modul noastră de a vă răzbuna pe el? Logic, dar nu numai al meu. Așa era. Și pentru asta te scotea. Psihopat. Mergeam la psihiatrie, stăteam 2 luni acolo și veneam înapoi. A doua oară el se purta mai frumos ca să nu-și piardă... Știți? Prindeam bucățica asta de... Și asta a fost toată viața de... Răspuns la întrebarea dumneavoastră, dacă nu m-am gândit niciodată să-mi văd de treaba mea, doamnă, m-am gândit și vreau să-mi văd de treaba mea. Este un condamnat a cărei viață, noi cei liberi, o înțelegem cu mare greutate. Să te duci la pușcărie ca și cum te-ai duce acasă este inimaginabil. Din păcate, pentru Mihai, asta a fost să fie. Nu se consideră foarte vinovat. Este convins că dacă ar fi fost adoptat de către alți părinți, ar fi avut o altă viață. Iubirea mea, în tura asta, am primit o mașină cadou la liberare. Și m-a lăsat soția, iubita asta mea. Și la un moment dat ne-am împăcat, am plecat în Franța, am stat în Franța câteva zile, am venit înapoi. Pe 28 ianuarie am venit înapoi și pe 3 februarie era ziua ei. Dar ea, după 28 februarie, ianuarie și până pe 3 februarie n-a venit din loc acasă, la sat, unde stăteam eu. Ea stătea la oraș aici. Și a început să mă fac în tot felul la telefon, că ești o panoramă de om, că tu nu ești în stare să-mi aduci niciun măcar... Ea e bucătăreasă la un restaurant aici în oraș. Că nu ești în stare să-mi aduci niciun pachet de țigări și nu știu cum și nu știu cum. Păi, pe mine nu mă interesează cu țigările. Eu nu fumez, n-am treabă. Eu îi tăiam repede greața din punctul ăsta de vedere. Dar era alte chestii. Doamna nu știa cum să facă să mă pornească, că să mă sui la volan. Eu aici, la satul unde locuiesc, nu e departe de oraș, dar nu prea sunt autobuze. Dar ea știind că eu am mașină, aștepta să mă sui la volan. Și de data asta, știți cum este, nu e bine să dai vina pe nimeni, dar m-a păcălit. Am suit la volan și volan m-am făcut, uitați-mă, încă 3 ani și 388 de zile pe aici. 37 de ani din viața acestui român s-au derulat dintr-o închisoare în alta. A fost deținut în România și în multe alte țări europene. În Serbia, în timpul războiului, era încarcerat. Fiind român, îl țineau într-o celulă la etaj, mai aproape de bombardamente. O viață de pușcăriaș. Eu sunt unul dintre aceia care și-au petrecut toată viața aici. Am 53, merg pe 54 și am făcut atâta pușcărie de mă doare capul și de mine. Eu nici nu mă uit în oglindă, nu vreau să mă uit, să mă văd. Nici cum arăt, nici cum pentru... Nu pentru că mi-e rușine de mine. Meu am ură pe mine. Mihai Gavrilă își dorește să se retragă într-o pădure, să nu mai comunice cu nimeni. Este sătul de atâta închisoare.
Sunt Adriana Stoicescu și vă dau întâlnire săptămâna viitoare, tot aici, la Condamnații.